În 2020, din cauza condițiilor pandemice, târgul de Crăciun de la Devan nu s-a putut desfășura. În acest an, însă, tradiția a fost reluată, iar târgul de Crăciun de la Devan este funcțional pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din Reședința de Județ, iar vizitatorii pot cumpăra sau să-și delecteze pe loc papilele gustative cu delicatese culinare specifice sărbătorilor de iarnă. În această piață veți regăsi căsuțele special alocate, o grămadă de produse tradiționale românești în care suntem obișnuiți de sărbătorile de iarnă. Pe lângă deliciile culinare, organizatorii evenimentului, respectiv Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate, au pregătit pentru oaspeții târgului de Crăciun și frumoase surprize muzicale. Sper să reușim să le oferim devenilor seri magice și astfel să-i răsplătim pentru că ne-au fost alături și ne-au susținut pe parcursul întregului an. Pe scena din Piața Victoriei vor avea loc concerte de muzică ușoară, folclor, colinde și cântece de Crăciun, susținute de interpreți și ansambluri renumite. Vreau să aduc mulțumiri în mod deosebit Primăriei Municipiului Deva, Consiliului Local al Municipiului Deva, precum și tuturor colegilor din celelalte servicii din cadrul Primăriei Municipiului Deva pentru tot ajutorul, pentru tot sprijinul în realizarea acestui târg de iarnă 2021 din Municipiul Deva. Concerte vor fi și în acest sfârșit de săptămână, primul fiind sâmbătă 11 decembrie de la ora 18, când pe scena din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean vor urca Lorena Pascu și grupul folcloric Lele de la Orăștie, Violeta Deminescu Jurca și grupul folcloric Ziene sunt Ziene, ansamblul folcloric Brădeana din Țara Moților și grupul de colindători Punctul Central Deva. Duminică 12 decembrie, tot de la ora 18 și în aceeași locație, vor cânta pentru oaspeții târgului de Crăciun din Urbea de la Poalele Cetății grupul de colindători de la Biserica Sfânta Treime din Deva, Florin Mureșan și Play It Band.